Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Declarația mea politică de astăzi se intitulează Proiectul legii bugetului. Confirmă că 2019 este al treilea an ratat al guvernării PSD-ALDE. Am început o nouă sesiune parlamentară, în semestrul în care România deține președinția Consiliului Uniunii Europene, dar parcă suntem în filmul Ziua Cârtiței, pentru că subiectele care ocupă agenda politică au rămas, din păcate, aceleași pentru coaliția aflată la guvernare PSD-ALDE, fără nicio legătură cu agenda cetățenilor. În loc să vorbim de investiții mari pentru dezvoltare, de creșterea nivelului de trai a populației, de reducerea semnificativă a numărului de românilor aflați în sărăcie, coaliția PSD-ALDE vorbește doar despre ordonanțe privind legile justiției și despre cum ar putea să scape președintele PSD de dosarele penale. Am folosit sintagma coaliția de guvernare și nu majoritate parlamentară de guvernare pentru că aceasta și-a pierdut deja numărul necesar pentru a avea majoritatea voturilor în Camera Deputaților, ceea ce confirmă că tot mai mulți parlamentari care au crezut în promisiunile președintelui PSD și-au dat seama că niciunul dintre marile proiecte nu se va putea pune în practică. Considerăm că situația devine din ce în ce mai critică și prin prezentarea proiectului legii bugetului pentru anul 2019, unde investițiile pentru dezvoltare au alocate sume nesemnificative, iar sarcina Guvernului pentru asistență socială este transferată fără asigurarea finanțării necesare autorităților locale. De fapt, guvernul PSD-ALDE, pentru a încerca să rămână în limitele de deficit bugetar, trimite în curtea autorităților locale povara pentru ceea ce nu se închide, de unde și nemulțumirea primarilor din toate partidele, inclusiv din PSD. Situația legată de bugetul pentru anul 2019, neadoptat nici la această dată, va duce la un blocaj în administrația locală, va limita drastic posibilitatea continuării proiectelor investiționale locale și va duce în scurt timp la incapacitatea de plată a primăriilor cu efecte greu de estimat. După ce a cheltuit nesăbuit în anii anteriori, coaliția PSD-ALDE a ajuns la fundul sacului, iar acum populația va avea de suferit pentru că în loc să beneficieze de proiecte de dezvoltare, va mai bifa un an în care nu se face nimic. Deja putem spune că nu se face nimic pentru autostrada Iași-Târgu Mureș, pentru că are prevăzută finanțare care ar asigura construcția a doar 200 de metri liniari, iar județele Moldovei nu au nicio speranță să beneficieze de infrastructură rutieră rapidă. Pentru drumurile naționale, bugetul CNAIR este subdimensionat, iar șoselele, deja afectate de această iarnă grea, vor rămâne cu gropi care se vor adânci și se vor înmulți, în timp ce alocările pentru drumurile județene și acestea insuficiente au fost făcute după criterii greu de înțeles. Coaliția PSD-ALDE ne transmite prin proiectul de buget că și anul 2019 este un an ratat al guvernării, așa cum a fost ratat și anul centenarului Marii Uniri. Din păcate, încep să cred că Liviu Dragnea are dreptate când spune că totul se va rezolva începând din anul 2022, pentru că de minim 3 ani va avea nevoie un guvern responsabil pentru a repara ceea ce au stricat guvernele Dragnea din 2016 și până acum. Vă mulțumesc, Fădor Angelica, deputat PNL de Suceava.